Ce mi-ai spus? Bună seara și Hristos a înviat! Venim cu actualizarea datelor la zi. Vreau să menționez că astăzi au fost procesate primar 857 de probe. Ca rezultat, avem confirmate 184 de cazuri pozitive. Cazurile sunt toate cu statut de transmitere locală. Chișinău, 59, Vulcănești, 47, Cahul, 13, Bălți, 7, Stânga Nistrului, 8, Streșeni, 7, Ștefan Vodă, Fălești, 5, Căușeni, Iediniți, Ialoveni, Orhei, 4, Drochea, Râșcani, Soroca, 3, Dubăsari, Florești, Sângerei, 2 cazuri, Nisporeni, Taraclia, 1 caz. Din start vreau să aduc la cunoștință că aplicăm aceleași măsuri vis-a-vis de testarea intensă în focarele pe care le înregistrăm. Astăzi, spre exemplu, ați văzut câteva cifre vis-a-vis de Vulcănești, unde sunt 47 de cazuri, Căușeni, 4 cazuri și ceea ce ține de Cahul, 13 cazuri. Aceste cazuri sunt legate de un eveniment în mod special, adică ține de un eveniment care s-a petrecut în cadrul unei vinării și ca rezultat este vorba de infectarea persoanelor și inclusiv infectarea contactelor persoanelor inițiale. Tot astăzi a fost realizată testarea intensă a angajaților Spitalului Clinic Municipal numărul 4, deci din start atrag atenție că nu este vorba despre un spital cu profil de COVID, unde au fost depistate pozitiv 12 cazuri și vor urma și alte testări în continuare. Și în contextul acestor măsuri vedem că într-adevăr se identifică în focare mai multe persoane și aceasta este condiționată de acele clustere care sunt formate. Mulțumesc mult! Da, stimați prieteni, stimați concetățeni, eu vreau să mă opresc la trei aspecte. În primul rând, ceea ce am menționat și anterior, să vin cu informație cam cu ce propuneri venim pentru Comisia Situației Excepționale care va avea loc în decurs de o oră la Guvern. Propuneri privind adaptarea măsurilor restrictive în baza evaluării riscului și tipului de activitate. Adică, la modul practic, pentru ce tipuri de activități, ținând cont de această dinamică, suntem gata să scoatem complet sau parțial unele restricții, începând cu ziua de luni. În primul rând vreau să menționez că așa cum anterior am spus-o și noi după celula de criză pe punctul de comandă, cât și specialiștii din domeniul medicinii, că dacă către sfârșitul lunii aprilie, noi suntem data de 25, dar dacă către sfârșitul lunii aprilie numărul de cazuri active în Republica Moldova va fi mai puțin de 3.000, atunci am putea să venim cu unele propuneri de scoaterea unor restricții. Ce avem la ziua de astăzi? La ziua de astăzi, în primul rând, trebuie să constatăm că astăzi este un dublu record, atât la capitolul numărul de teste care au fost percepute, prelevate, cât și la numărul de cazuri pozitive care au fost confirmate în Republica Moldova, pentru că este vorba de 184 de cazuri. Dar dacă e să vorbim de numărul de cazuri total în Republica Moldova pe parcursul acestei perioade, de când ne confruntăm cu criza pandemică, au fost înregistrate 3.110 cazuri, dintre care la ziua de astăzi avem recuperări 755 și cu regret 84 decese. Adică cazuri active la ziua de astăzi este de 2.271 de cazuri. De exemplu, astăzi avem 184 contaminați, depistați, și peste 100 care au ieșit din spital. Adică balanțul cazurilor active astăzi în plus, suntem 84. Astfel, ținând cont de faptul că suntem sub 3.000 de cazuri active în Republica Moldova, specialiștii din domeniul sănătății și în urma deciziei discuțiilor care au avut loc astăzi la
punctul focar, vrem să înaintăm propuneri Comisiei Situații Excepționale de a veni cu următoarele măsuri, începând cu data de 27 aprilie. Ele sunt trei la număr. Primul, bugetarii vor rămâne în continuare acasă până pe data de 4 mai. Cu excepția acelor instituții de stat care urmează să ofere servicii populației, cum ar fi Agenția Servicii Publice, CNAS-ul, CNAM-ul, Agenția Națională Ocupării Forței de Muncă, Agenția care acordă subvenții în agricultură și alte instituții de stat care oferă servicii populației. În ceea ce ține de întoarcerea masivă a tuturor bugetarilor, noi considerăm că săptămâna viitoare este prematur ca autoritățile să scoată aceste restricții. Cu atât mai mult că săptămâna viitoare și așa ziua de vineri este ziua de 1 mai, când este zi liberă declarată în Republica Moldova. Evident că dacă unii conducători a instituțiilor de stat creează un grafic separat pentru colaboratori, de exemplu, în instituția prezidențială noi avem un grafic separat pentru a asigura funcționalitatea instituției, am făcut o agendă separată pentru colaboratori. 2. Se propune ca, începând de ziua de luni, de pe data de 27 aprilie, să se permită ieșirea în parcuri, plimbarea la aer liber, cu asigurarea respectării distanței sociale și în grupuri nu mai mari de 3 persoane. Aici vreau să fac o remarcă importantă. Cu păstrarea interdicției pentru terenurile de joacă care sunt în parcuri și terenurile sportive, pentru că suntem în continuare la un risc sporit. Dar ieșirea în parcuri, în grupuri de până la 3 persoane cu respectarea distanței sociale, se va permite începând cu data de 27 aprilie. Și a treilea propunere către Comisia Situații Excepționale ține de comerț. Astfel se propune ca unitățile comerciale nealimentare de toate tipurile să se permită deschiderea acestor magazine începând cu data de 27 aprilie, cu excepția piețelor și centrelor comerciale. Adică sunt unități comerciale specializate. Nu o să le număr pe toate, începând de la haine și finalizând cu electrocasnicele sau librăriile. Pentru toate aceste tipuri de activități se permite reluarea comerțului, începând cu data de 27 aprilie, cu excepția piețelor și centrelor comerciale. De ce piețele și centrele comerciale? Evident că acolo aglomerația de oameni este mai mare și riscul este mai mare. În ceea ce ține de Horeca, specialiștii ne propun și noi suntem de acord cu ei că este prematur să scoatem restricțiile începând cu săptămâna viitoare pentru Horeca. Câteva zile în urmă s-a permis livrarea de către întreprinderile din Horeca. Astăzi Comisia Situației Excepționale va discuta încă o dată acest aspect, dar reluarea masivă a activităților întreprinderilor din Horeca, este vorba de restaurante, cafele, este prematură pentru săptămâna viitoare. Aceste decizii, aceste măsuri, aceasta nu înseamnă relaxare. Eu vreau să vă rog pe toți, stimați concetățeni, riscul persistă și vedeți că cazuri sunt depistate pozitiv destul de multe. Dar pentru a susține pe de o parte agenții economice, pentru care am permit în comerțul cu produse nealimentare, dar și pentru a intra în situația celor care stau acasă de câteva săptămâni, o lună jumate, am decis să permitem ieșirea în parcuri. Dar vă rog foarte mult, cu respectarea la toate recomandările despre care am menționat. Al doilea subiect care am vrut să-l menționez astăzi ține de măsurile întreprinse de guvern pentru susținerea populației și agenților economici. Cunoașteți că ieri în Parlament a fost votat bugetul și politica fiscală. Vreau să menționez că într-un termen record de câteva săptămâni
în condițiile unui buget auster. Și vă aduc aminte că au scăzut veniturile la buget de stat de 2 ori în luna aprilie. În aceste condiții de buget auster, guvernul a găsit posibilitatea și operativ a semnat acorduri pentru a obține peste 8 miliarde de lei bani cash pentru susținerea cetățenilor, pentru susținerea oamenilor. Și vreau să le mulțumesc deputaților care ieri au votat pentru aceste proiecte de lege. Și vreau să vă informez că astăzi deja am semnat aceste proiecte de lege, care urmează să intre în vigoare în perioada următoare. În aceste proiecte sunt specificate tot ceea ce am promis mediului de afaceri și populației. Și este un suport real. Dar am văzut intenția unor deputați să blocheze aceste legi. Și am văzut că se încearcă utilizarea Curții Constituționale în alte curți în calitate de instrument politic în această situație. Eu vreau doar să atenționez pe toți, și pe oponenții politici, și pe cei din Curtea Constituțională, să le aduc aminte, dar și să-i informez și pe agenții economici. Despre ce este vorba? În caz dacă legile votate ieri vor fi blocate, suspendate de către Curtea Constituțională la cererea câtorva deputați din opoziție, deputați din Parlamentul Republicii Moldova, atunci, cel mai probabil, dar probabilitatea este foarte mare, că începând cu 1 mai în Republica Moldova, nu se vor achita pensiile, nu se vor achita salariile la bugetari, cele 1,3 miliarde de lei prevăzute pentru sectorul medical nu vor putea fi finanțate, 1,5 miliarde pentru drumuri nu vor putea fi finanțate, cele peste 1,5 miliarde suport pentru agenții economici pe diferite programe, la fel, vor fi blocate. Dacă cineva își dorește să-și asume în fața cetățenilor Republicii Moldova aceste lucruri, nu are decât Guvernul Republicii Moldova, președintele Republicii Moldova a făcut tot posibilul și face tot posibilul pentru a susține fiecare cetățean în parte. Iar dacă cineva, în speranța că își va salva 9 euro de la aeroport, sau are scopul de destabilizare a situației din Republica Moldova și va bloca acest ajutor pentru oamenii simpli și pentru agenții economici, iar Curtea Constituțională, înaltă curte, va permite să fie utilizată ca instrument politic, eu sper că nu va fi acest lucru, sper că sunt oameni rezonabili, dar dacă va permite, atunci să-și asume toate consecințele sociale, economice, dar și consecințele politice. Noi am fost, suntem și vom fi în continuare alături de cetățenii noștri. Noi vom face tot posibilul să vă ajutăm, stimați concetățeni, așa cum am făcut-o parcursul întregii perioade. Așa cum am gestionat această situație, această criză, într-o perioadă dificilă. Așa cum am găsit bani pentru a plăti în continuare salariile și pensiile. Iar cei care nu au făcut nimic și nu fac nimic, dar vor să utilizeze Curtea Constituțională pentru că nu au putut altfel bloca aceste legi în Parlament, să-și asume responsabilitate. În fața cetățenilor, în fața lui Dumnezeu, în fața la toată lumea. Vă mulțumesc, sănătate tuturor și fiți, vă rog, atenți!